Republicii Moldova, unde Maia Sandu și Olaf Scholz susțin o conferință comună de presă, să-i ascultă. Președintele Maia Sandu. Stimate domnule cancelar Olaf Scholz, bine ați venit în Republica Moldova. Mă bucur să vă salut la Chișinău. Aceasta este prima vizită bilaterală a unui cancelar german în țara noastră din ultimii 12 ani și reprezintă o ocazie de a reafirma importanța pe care o acordăm relației noastre cu Republica Federală Germană și de a consolida această cooperare. În acești 12 ani, lumea în care trăim s-a schimbat profund. S-a schimbat și Republica Moldova. În pofida tuturor provocărilor din ultimii ani, Moldova a demonstrat că este o țară care respinge tendințele autoritare și își apără democrația. O țară care vrea să le ofere cetățenilor săi mai multe oportunități pentru dezvoltare și o viață îndestulată, în pace, acasă. În aceste vremuri dificile, apreciem sprijinul consistent al Germaniei pentru Ucraina. Susținând Ucraina, susțineți și Republica Moldova. Țara noastră este în siguranță astăzi datorită rezistenței eroice a Ucrainei. În același timp, sprijinirea Moldovei întărește Ucraina, dar și securitatea întregii regiuni. Cu misiunea esențială de a pune țara la adăpost, am depus cererea de aderare la Uniunea Europeană în martie 2022. Iar la o distanță de 2 ani am reușit să lansăm oficial negocierile de aderare la UE. Moldova a întârziat prea mult timp să se alăture familiei europene. Însă acum facem pași fermi în procesul de aderare și fiind sprijiniți de partenerii noștri europeni, inclusiv Germania, avem încrederea că vom reuși. Cu ocazia acestei vizite, doresc să vă mulțumesc, domnule cancelar, pentru susținerea constantă și necondiționată pe care Germania o oferă în parcursul european al Republicii Moldova. Acum, cu un sprijin extern puternic, depinde de fiecare dintre noi, aici în Moldova, cât de rapid vom avansa. Este esențial să ne implicăm zi de zi în viața comunității, însă la fel de important este să participăm activ în momentele cheie care vor defini soarta țării și a poporului nostru. Îndemn toți cetățenii moldoveni, indiferent de preferințele politice, să participe în număr cât mai mare la referendumul din octombrie, deoarece acesta reprezintă cea mai democratică și eficientă formă de exprimare a voinței colective. Germania, ca stat fondator al Uniunii Europene, are un rol central în construirea și menținerea acestui proiect de pace, unitate și prosperitate care a transformat Europa. Moldova își dorește să devină parte a acestei familii europene, iar procesul de aderare este esențial pentru viitorul nostru democratic. Germania a fost dintotdeauna un partener de încredere pentru Republica Moldova, fapt pe care îl apreciem foarte mult. Republica Federală Germania este al cincilea cel mai important partener comercial al țării noastre și al șaptelea cel mai mare investitor, contribuind la crearea a mii de locuri de muncă prin companiile cu capital german care activează în țara noastră. Germania desfășoară proiecte de asistență într-o gamă largă de domenii, precum modernizarea serviciilor publice, abilitarea tinerilor, dezvoltarea serviciilor sociale. De exemplu, sprijinind două mari proiecte de alimentare cu apă în Chișinău și Cahul, Germania ajută Republica Moldova să îmbunătățească calitatea vieții pentru cetățenii săi. Germania a oferit și sprijin financiar Fondului pentru reducerea vulnerabilității energetice în valoare de 40 de milioane de euro în sezonul de încălzire 2022-2023, o perioadă foarte dificilă pentru țara noastră. Astfel,
aproape 900.000 de gospodării au beneficiat de subvenții pentru achitarea facturilor la electricitate și căldură. La fel, învățământul dual din Republica Moldova este sprijinit de către Germania, cu programe de formare profesională, tehnică, în Chișinău, Hâncești, Comrat, Bălț, Soroca și alte localități din țară. Parteneriatul nostru se extinde și asupra domeniilor esențiale de securitate, unde sprijinul dumneavoastră este crucial. Cu ajutorul Germaniei, Moldova își consolidează reziliența în fața amenințărilor la adresa securității naționale, Germania fiind și principalul contributor la instrumentul european pentru pace. Germania, alături de Franța și România, este cofondatoarea platformei de sprijin pentru Moldova, o inițiativă care a contribuit semnificativ la consolidarea capacității noastre de a face față provocărilor din ultimii 3 ani. Această platformă, care acum devine platforma de parteneriat pentru Moldova, se va întruni în 17 septembrie. Ne dorim să consolidăm în continuare relațiile economice dintre Republica Moldova și Germania. Săptămâna trecută, Ministerul Energiei a lansat prima licitație pentru capacități de producere de energie regenerabilă. Moldova este deschisă pentru toți investitorii și, în acest context, invităm companiile germane cu expertiza lor vastă în energia regenerabilă să participe la această licitație. Nu putem să nu menționăm că avem o legătură profundă și la nivel personal cu Germania. Mulți cetățeni moldoveni au găsit în Germania a doua lor casă, contribuind la dezvoltarea ambelor noastre țări. Prin intermediul lor, legăturile noastre devin și mai puternice. Moldovenii își doresc schimbări în bine în țara lor. Ei au ales calea dezvoltării și a democrației. Ei doresc să trăiască în Moldova așa cum se trăiește în Germania. În pofida contextului regional complicat, construim aici, acasă, o țară pașnică și prosperă și un partener de încredere. Stimate domnule cancelar, mizăm pe susținerea Germaniei în acest proces de transformare. Sprijinul vostru ne arată că suntem pe calea cea dreaptă și ne încurajează să mergem înainte. Vă mulțumesc! Cuvânt este cuvântul cancelarului. Stimată doamnă președintă Maia Sandu, mă bucur că după un timp atât de scurt ne revedem deja. Mi-aduc aminte cu plăcere de ultima noastră întâlnire în Marea Britanie. A fost o întâlnire excepțională în cadrul căreia am discutat și despre modalitățile de cooperare la nivel de platformă de parteneriat cu Franța și România. Și mă bucur că sunt din nou aici, la Chișinău, la o nouă întâlnire cu dumneavoastră. De data aceasta este vorba de o vizită bilaterală în țara dumneavoastră, sunt aici ca cancelar federal. Este important pentru că doresc să trag un semnal în ceea ce privește bunele legături dintre țările noastre și să exprim dorința noastră de a sprijini Moldova pe calea sa europeană. Relațiile noastre sunt strânse, sunt bazate pe încredere. Discutăm mult între noi și ne-am întâlnit deseori, după cum spuneam, pentru a încheia acorduri noi și pentru a aprofunda cooperarea noastră. Un subiect important pentru ambele părți este modul în care reușim să coordonăm migrația, cum putem aprofunda aici cooperarea. Suntem conștienți de modul în care Moldova suferă de pe urma războiului de agresiune rusă împotriva Ucrainei. Știm că actori proruși, Rusia încearcă să destabilizeze țara dumneavoastră, mai ales pe fundalul alegerilor prezidențiale și aderării țării dumneavoastră la Uniunea Europeană. Mesajul meu cel mai important este astăzi că România vă este alături, ferm,
Vom sprijini Republica Moldova din răsputeri, doamnă președinte, dragă doamna Maia Sandu. Într-un mod excepțional, țara dumneavoastră a reușit până acum să facă față tuturor încercărilor de destabilizare din străinătate. De la începutul mandatului dumneavoastră, cu 4 ani în urmă, ați realizat progrese deosebite în pofida dificultăților economice. Țara noastră și-a deschis larg ușa pentru refugiații din Ucraina. Acest act umanitar este incontestabil de important și doresc să vă mulțumesc personal pentru acest efort al țării dumneavoastră. Concomitent a fost vorba și de aderarea la Uniunea Europeană. Ca urmare a eforturilor de reformă, țara dumneavoastră este o țară candidată la aderarea europeană. Pentru mine a fost important să sprijin acest demers în cadrul discuțiilor pe care le-am purtat la nivel de Consiliu European. De aceea este important pentru noi, pentru mine, pentru guvernul pe care le reprezint, ca discuțiile privind negocierile au demarat în vara anului curent. Ați demonstrat pași reformatori importanți. Este important să continuați pe această cale pe parcursul dumneavoastră european. Realizările țării dumneavoastră, ale poporului dumneavoastră, sunt de cinstit, sunt enorme. Pentru noi în Germania un lucru este clar, sprijinim această cale europeană, extinderea Uniunii Europene este în interesul Uniunii Europene, în interesul strategic atât al Germaniei cât și al Moldovei. Un astfel de lucru nu poate fi decât o situație de win-win. Vă mulțumesc pentru ospitalitate și mă bucur de cooperarea noastră pe viitor. Vă mulțumesc! Stimați colegi din presă, vom pune întrebări pentru fiecare dintre oficiali. Începem cu presa germană, vă rog.